Cunoașterea este în capul omului și comorile în inima lui. Cine își pune onoarea în mâinile altora o va pierde. Stai strâmb, dar vorbește drept. Picătură cu picătură se face lac. Caracterul este ceea ce suntem. Reputația este ceea ce alții cred că suntem. Viața este cea mai mare afacere. O primești gratis. Prostia și aroganța sunt două surori care foarte rar se despart. Experiența este părintele înțelepciunii. Ce face un prost la final, înțeleptul face la început. Un singur fricos strică o armată întreagă. Adevărul e mai amar decât o travă. Cere sfatul unui dușman și fă invers. Prietenul tuturor nu e prietenul nimănui. Cine caută un prieten fără defect va rămâne singur. Drumul spre casa unui prieten nu e niciodată prea lung. Nu tăia copacul la umbra căruia te odihnești. Fericirea nu vine din bogăția materială, ci dintr-o inimă liniștită și recunoscătoare. Prietenul te face să plângi, iar dușmanul să râzi. Să mănânci și să bei cu prietenii, dar să nu faci afaceri cu ei. Nu un om își caută norocul, ci norocul își caută omul. Nu spune tot ce știi, tot ce ai sau tot ce poți face. Zilele întunecate și furtunile sporesc aprecierea soarelui. O doamnă este o femeie care îl ajută pe bărbat să fie un domn. Prietenii adevărați sunt ca stelele, nu le vezi mereu, dar știi că există. Un câine recunoscător valorează mai mult decât un om nerecunoscător. Răbdarea este cheia eliberării, iar eșecul este cheia succesului. Ar trebui să mănânci ca să trăiești, nu să trăiești pentru a mânca. Între un început și un sfârșit există întotdeauna un mijloc. Mai bine să plătești și să ai puțin decât să ai mult și să fii îndatorat. O viață fără dragoste este asemenea unui an fără primăvară. Secretul succesului este să cazi de 7 ori și te ridici de 8. Cine aduce o roabă de pământ cu timpul poate ridica un munte. Înțeleptul nu spune ce știe, iar prostul nu știe ce spune. Cine plânge pentru alții, rămâne fără ochi. Nu vinde peștele care e încă în mare. Nici măcar orbul nu mai cade în groapa în care a mai căzut. Viața este ca o cafea, uneori amară, alteori dulce. Oamenii înțelepți transformă eșecul într-o oportunitate de învățare, nu sfârșitul drumului. Înainte să iubești, învață să mergi prin zăpadă fără să lași urme. O inimă îndrăgostită de frumusețe nu îmbătrânește niciodată. Când te strânge încălțămintea, toată lumea ți se pare strâmtă. Cine nu-și dorește lucruri mărunte, nu merită lucruri mari. Vânătoarea este ca un dans pentru bărbați, pentru femei dansul este vânătoarea. Viața este o comedie pentru cei care gândesc, o tragedie pentru cei care simt.
Zâmbetul este un limbaj universal care face viața mai frumoasă și atrage binele către noi. Cel care preferă să tacă în loc să spună adevărul, acela spune deja o minciună. Viața este ca o grădină, iar fiecare acțiune este ca o sămânță plantată. Cu grijă și atenție, putem să vedem cum iubirea, prietenia și înțelepciunea cresc ca niște flori frumoase în jurul nostru. Decât să te superi pe întuneric, mai bine aprinde o lumânare. Dacă aprinzi un felinar pentru cineva, acesta va lumina și calea ta. 4 lucruri avem mai mult decât credem: defect, datorii, ani și dușmani. Nu toți care râd sunt prieteni, nu toți care se supără sunt dușmani. Cel care zâmbește în loc să se supere va fi întotdeauna mai puternic. Visele sunt ceea ce speri, realitatea este ceea ce plănuiești. Cu cât câștigi mai multe argumente, cu atât vei avea mai puțin prieteni. Când vă certați cu un prost, asigurați-vă că el nu face același lucru. Plângete mai puțin, respiră mai mult, vorbește mai puțin, spune mai multe, urăște mai puțin, iubește mai mult și toate lucrurile bune sunt ale tale. Cel ce împrumută o carte este un nebun. Acela care dă înapoi o carte împrumutată este mai mult decât un nebun. Să nu reproșezi, fiindcă reproșul duce la acuzare. Acuzarea e soră cu cearta, cearta e soră cu dușmânia și dușmânia e mamă cu înstrăinarea. Ca să ai o viață plină de împliniri, trebuie să-ți asculți inima, să te ridici după fiecare cădere și să dansezi prin ploaie. Călătoria este mai importantă decât destinația. O femeie înșelată poate să citească în ochii tăi mai bine decât în orice carte. Femeia care știe să se supună soțului face să se răsucească luna pe degetul ei cel mic. Mulțumim pentru vizionare! Apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu noi citate lăudate zilnic.